Mai greu în scaunul din dreapta decât în ring, așa s-a simțit gladiatorul Ristea în etapa de Super Rally de la București. Gladiatorul Ristea a fost la un pas ratez egal al lui Moroșanu de la Iași de pe 19 octombrie, care va fi pe Pro Arena. Ristea a fost copilot pentru Costel Cășuneanu la etapa de Super Rally de la București. Super tare, efectiv s-a prins respirația, simți că mor. Urci în ring? Nu, mersi. Fiecare cu ce a învățat. Francezul Jérôme France a câștigat etapa și a devenit campion pentru al doilea an consecutiv. Mihai Leu a avut ghinion. În ultima tură a derapat și a lovit un balot de paie.